același da, 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 care trebuie să-l executăm duminică. Deci împreună la vot, dacă mergem pe stradă, predăm melodia. Da, da, da. Ia să auzim. Da, da, da. Da, da, da. Da, și eu. Da, și eu mă duc la vot. Da, da, da. Și eu mă duc la vot pentru că fac parte dintr-o generație care, împreună cu cei de vârsta mea, au plătit odată datoriile României. Erau vreo 13 miliarde de dolari. Și ne aducem aminte cam cum era prin 82, 83, până în 89. Acum avem de plătit 120 de miliarde de dolari. De 10 ori mai mult. Adică 94 de miliarde de euro. Unde sunt banii? Măcar aceea de atunci. S-a făcut Traian Păcărășanu. S-a făcut canalul Dunărei Mare Neagră. S-au făcut 2 milioane și jumătate de apartamente. S-au dat acestui popor 8 milioane de locuri de muncă. România știa să producă tractoare, camioane, știa să producă și armament, petrol și tot ce doriți dumneavoastră. Pe ce am ajuns și cu o datorie de 94 de miliarde de dolari și de ce o ducem atât de rău? Hai să luăm istoria de la Dumbrăvești. E simplă. Acest Dumbrăvești este de 4 ori în cartea de istorie. Propeniu e de 6 ori, dar de 4 ori important. Propeniu nu există. Până în 48 îi zicea Mărgineaca. La documentele nu există. Dar la Dumbrăvești este cea mai veche dovadă a civilizației dacilor pe teritoriile românești. Voi studiau. E prima dovadă din cartea de istorie. Ce s-a întâmplat? Pentru că știau să fac aur și bijuterii, asupra Daciei a nevălit Imperiul Roman. Cine era împărat? Traian. Cine era împărat? Ce-am învățat noi? Că a fost nemaipomenit, că a fost bun, că toți am învățat latina și de atunci ne-am născut intervenat de ceva și Traian. În realitate, dacă luăm istoria, citim așa. Armata lui Traian a furat din Dacia 162 de tone de aur, 2800 de tone de argint, a dus 60.000 de bărbați ca sclavi, a distrus cetățile, orașele și satele Daciei. Și cel mai grav lucru pe care l-a făcut Traian este acela că a împărțit Dacia în trei. Polonicensis, Apulensis, Malvensis. Una cu capitala lângă Zalău, a doua capitala lângă Alba Iulia și a treia lângă Craiova. Poporul rămas aici până în 1918, adică timp de 1812 ani, a căutat să refacă statul unitar distrus. Și a reușit la 1 decembrie 1918. Niciun voievod din istoria tuturor românilor, nici din Moldova, nici din Banat, nici din Arpan, nici din țara românească, nu poartă numele de Traian. De ce? Pentru că Traian a furat bogățiile Daciei. Ce s-a întâmplat acum? Nu mai avem bogățiile. Avem o datorie nu de 160 de tone de aur, ci de 1600. De ce? Cine conduce România? Asta este. Deci explicați tuturor că a venit vremea să dăm afară, să punem hotărât un da
pe Domnul Părălui, să spunem tuturor că-l vrem înapoi pe Decebal, că nu mai vrem niciodată în această țară să conducă cineva cu numele de Traian. De aceea, luați-vă frații copiii ca pe strategice arme, că nu se mirică cu mică mare și spune sta hotărât la urme. Dumnezeu să vă lumineze! Acesta-i mesajul nostru! Dacă sunt